În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Spune numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Iubiți credincioși, astăzi este o zi mare, o zi de toată provocarea, ca să vă spun așa, pentru că este o sărbătoare triplă. 1. Ziua Învierii, pentru că este duminică. 2. Duminica a patra, după pocurirea Duhului Sfânt. Apoi, drăgaica, sânzienele sau praznicul cel mare al nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Iubiți credincioși, să știți că provocarea aceasta este, în primul rând, teologică pentru mine, pentru că nu trebuie să ratez în cuvântul meu de astăzi niciunul dintre aspectele pe care le deschide perspectiva celor trei sărbători într-una singură. Să nu credeți că mi-am propus acum să vă țin până diseară. Nu că n-aș avea ce vă spune, dar știu că mai aveți și altceva de făcut astăzi. Și m-am tot gândit care să fie punctul comun între cele două evanghelii, adică Duminica a patra de după pocurirea Duhului Sfânt și Duminica zilei de astăzi, 24 iunie, adică această zi mare despre prorocul înainte mergător și botezătorul Ioan. Și anume, în Duminica a patra ni se spune că într-una din zile a fost întâmpinat Mântuitorul de un sutaș. Un sutaș care a venit la el și i-a spus: Învățătorule, slujitorul meu este grav bolnav și zace. Vino și vindecă-l. Și atunci Mântuitorul i-a spus: voi veni și îl voi vindeca. Și atunci sutașul a spus: nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu, căci și eu sunt om sub stăpânirea altora. Și am oameni sub mine și zic postașului acestuia: vino și vine, celuilalt du-te și se duce, iar slujitorului meu îi spun: fă asta, și face. Și atunci Mântuitorul a spus: nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și le-a spus mai departe evreilor care se adunaseră pe lângă el cum se va întâmpla când neamurile celelalte o vor lua înainte, iar fiii împărăției vor fi scoși afară, acolo unde e scâșnirea dinților. Și întorcându-se către sutaș, a spus: este vindecat slujitorul tău. Iată așadar prima parte, după care urmează sărbătoarea zilei. Și pentru că sunt așezate așa în aceeași zi, vă imaginați că trebuie să găsim împreună un punct comun. Și anume, mi se istorisește de către Sfântul Evanghelist Luca, ceea ce spune lui Timotei, despre începuturile propovăduirii Mântuitorului, și nu se poate un început fără a vorbi despre cel care a fost înainte mergător, și anume despre zămislirea și apoi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Și se spune că atunci când era de rând Zaharia, un preot în vârstă, care avea pe soția sa Elisabeta și ducea o viață după voia lui Dumnezeu, respectând și regulile oamenilor, dar nu aveau copii. Și pentru acest lucru în societate aveau oarecum un loc puțin forțat. Toți îi lăudau până la un punct. Și acum, nevrând să fac absolut nicio impietate, ca să înțelegeți mai bine, cam cum se întâmpla acum vreo lună de zile, când toți vorbeau despre sora noastră Simona: da, domnule, e numărul 1 mondial, cu tare, dar n-a luat un Roland Garros. E adevărat că e plăpândă comparația, dar este adusă la zi. Pentru că tot ceea ce se spunea până la un punct, ca și când umflai un balon și la sfârșit venea cu o mare bucurie vrășmașul cu boldul și zice: uite, dar pe ăsta nu-l are.
Și pac, tot ceea ce se construia, imediat se împrăștia. Așa se întâmpla, probabil, că de asta v-am dat exemplele, și cu Zaharia și cu Elisabeta, de vreme ce toată lumea îi aprecia, până când, după toate aprecierile, apărea formula care încheia întotdeauna ca o concluzie tot ceea ce se spunea și năruia totul. Dar n-au copii. Și gata, aici se încheia, pentru că societatea așa îi considera, că știe Dumnezeu de ce. Ei bine, sunt situații și în ziua de astăzi, dar să știți că Dumnezeu chiar știe de ce. Cunosc foarte mulți tineri care nu au copii deocamdată. Cei care se află la o anumită vârstă vor spune exact ca Zaharia. Păi da, dar acum sunt bătrân și ea e bătrână și face și trece. Însă a avea copii, să știți că nu înseamnă neapărat a naște copii. Înseamnă a avea grijă de copii care au nevoie de cei care ar trebui să aibă grijă de ei și nu au grijă de ei, de a fi pe lângă cineva care nu poate să facă față singur. Sunt foarte multe moduri de a naște, de a avea copii, de a trăi frumos în lumea aceasta. Dar să revenim la Zaharia, care era de rând la templu și s-a dus să facă tămâierea în Sfânta Sfintelor. Și atunci era obiceiul ca unul dintre slujitori să intre în Sfânta Sfintelor să tămâieze altarul cel de sus. Și a venit rândul prin sorți lui Zaharia. Când a intrat, a văzut lângă altarul tămâierii un înger și s-a spăimântat bietul Zaharia. Dar și-a făcut datoria, a tămâiat și îngerul l-a oprit și a zis: tu ești Zaharia și eu îți spun că rugăciunile tale și ale Elisabetei au ajuns la Dumnezeu și iată că soția ta va lua un pântece și va naște un fiu care se va chema Ioan. Acesta va fi spre ridicarea multora în Israel. Gândindu-se acum cum s-ar gândi toți cei care au, să zicem așa, capul pe umeri, să-și facă niște socoteli. Bă, dar cum va fi lucrul ăsta dacă noi toată viața ne-am rugat pentru așa ceva? Taman acum a venit răspunsul. Și ispita cea mai mare a fost că i-a cerut îngerului un semn și a spus: dar ce semn voi avea că se vor întâmpla acestea? Și atunci parcă simțim totuși în tonul îngerului nu supărarea de leș majestate, nu, dar supărarea constatării că omul acela care s-a rugat toată viața pentru ceva, atunci când este anunțat de înger, nu că nu mai crede, dar vrea semne și minuni. Și a spus: eu sunt îngerul Gavriil și ți-aduc vestea de la Dumnezeu. Și pentru că nu m-ai crezut, nu vei vorbi, vei rămâne mut până când se va naște pruncul. A ieșit bietul Zaharia și a dat să vorbească și n-a putut pentru că deja amuțise. Trebuia de acum înainte să aștepte să se nască pruncul ca să poată să vorbească. S-a dus acasă. După zilele ce au urmat, soția Elisabeta a rămas însărcinată și după 9 luni a născut. S-a tăinuit pe sine 5 luni, spune Sfântul Evanghelist Luca, spunând: așa a rânduit Dumnezeu în zilele mele să-mi împlinească dorința. Și a venit momentul nașterii și la 8 zile au venit toți din familie să îi însemneze numele pruncului. Aici vreau să fac o mică paranteză, pentru că am găsit încă în societatea noastră probleme de posesivitate. Ori vine mama soacră să spună că trebuie să-l cheme Gheorghe ca pe bunicul, bunicul, străl, nepotul, vărul de-al 14-lea, ori vine nașa să spună că trebuie să se cheme neapărat Paraschiva ca să scape și ea de visele de noapte pe care le-a despre Paraschiva răposată ei soacră, ori vine cineva care să-i spună cine știe ce nume: domnule, dar pe mamă nu întreabă nimeni, vă spun eu sigur. Pe mamă nu întreabă nimeni. Și după aia se miră de ce nu vorbește mama cu pruncul, de ce începe pruncul să urle, să țipe, să zvârcolească, pentru că s-a
creat o mare tensiune între el și mama lui, pentru că ea nici măcar n-a fost întrebată. Ei, aici este problema. Neputând să-l întrebe pe Zaharia și nevrând să îl deranjeze că și așa nu vorbea bietul om, nu l-au mai întrebat și au întrebat-o pe Elisabeta, mama pruncului, dar după cum vom vedea mai departe, au întrebat mai de formă. Și mama i-a spus, Ioan se va chema. Și a zis, na, cine cheamă Ioan în neamul vostru? Adică ei au întrebat-o într-un fel așa, nu e așa că se va chema Zaharia ca pe tatăl său? N-au pus întrebarea chiar așa, după care, dacă răspunsul n-a fost așa, au luat măsuri. Cum de-al minteri se întâmplă și în ziua de astăzi. Acum, fiind în preajma aflării unor rezultate de la testele naționale pentru liceu și în graniță cu prima probă a bacalaureatului de mâine, cred că aceeași întrebare ar trebui să o pună părinții celor în cauză, adică celor care au dat examenul sau urmează să-l dea pe cel de bacalaureat, să întrebe cum se va numi cariera ta. Și, păi asta înseamnă să naști. Nu trebuie să naști neapărat un copil, se naște și o carieră. Și atunci, întrebarea aceasta, părinții care aveți copii, aveți curajul să o puneți, dar nu cu cârcotășenia celor care au adresat-o astăzi Elisabetei, ce carieră? Sau cum se va numi cariera pe care vei să mergi? Și o să spună omul foarte frumos, vreau să mă fac mecanic. Știți care este prima reacție? Cine din neamul tău mai e mecanic? Păi cine mai cheamă Ion? Păi cine mai cheamă Ion? Cum să-l cheme cariera ta să fii mecanic? Cunosc foarte mulți copii care să știți că vor să aibă niște cariere practice. Adică ar trebui să ne bucure foarte mult. Într-o vreme în care pe la 28-29 de ani începe a treia facultate și la 32 începe al cincelea master, cred că ar trebui să ne bucurăm de cineva care vrea să facă ceva în viață. Adică numele lui să-l cheme Ioan. Cariera mea se va chema bucătar. Cariera mea se va chema electrician. Nu trebuie neapărat să scormonim în neamurile noastre să vedem câți electricieni și câți bucătari am avut. Eu am primit acestea ca dar de la Dumnezeu și trebuie să se cheme cariera mea așa. Acum, cum se va numi liceul la care vrei să te înscriem? Păi, Traian. Nu, Mircea. Păi, Mircea, ca pe tactu, ca pe bunică tu? Cel mai puțin Ovidius, că aveam noi un văr care a terminat acolo când se numea liceul numărul 10. Nu vă simțiți foarte, foarte apropiați de subiectul acesta al numelui? Și eu vă spun mereu, n-am nimic cu Mircea, Doamne ferește, Mircea cel bătrân, care a avut țara noastră până la Marea Cea Mare, este primul despre care îi se spune că a venit aici la mare cu acest mare titlu. Io Mircea, mare, voievod și domn. Mare parcă ar fi venit de la Marea Neagră, să știți, așa îl spunea de mare. N-am nimic nici cu Traian, nici cu Ovidiu, săracul, care tot așteaptă să se ducă acasă și n-am mai ajuns decât cu sufletele celor care au plecat la Roma dintre Dobrogeni. Și atunci n-am nimic cu nimeni, nici cu Călinescu, Doamne ferește, nici cu Decebal, dar cu magiarul nici atât. Și atunci de ce nu îi lăsăm pe copiii noștri să spună, cariera mea, liceul meu se va numi Blaga. Ce frumos! Blaga a vorbit la 4 ani prima dată. Deci Zaharia, că a vorbit la 8 zile după nașterea Sfântului Proroc Ioan, e cam de vreme. Important este tot ceea ce facem și acceptăm de la ceilalți. Dar încă n-am ajuns la punctul comun. Mergem mai departe și după ce
i s-a dat și o tăbliță lui Zaharia, a scris Ioan se va numi, s-a dezlegat limba, a spus Ioan despre pruncul născut, a prorocit cum că va fi spre ridicarea și spre coborârea multora în Israel și toți s-au înspăimântat. De ce? Pentru că toți îi spuneau ce va fi cu pruncul acesta. Curiozitatea aceea, când omul își declară identitatea, când omul spune ce vrea să facă și ce vrea să ajungă, toată lumea se întreabă și așteaptă ce va fi cu pruncul acesta. Ei, atunci să ne întrebăm și noi, ce va fi cu bucătarul acesta? Ce va fi cu electricianul acesta? Ce va fi cu cel care a ales blaga în locul lui Mircea? Că n-a terminat nicio rudenie și rubenie de-a noastră la blaga, pentru că se numea școala 41 și așa mai departe. Ei, am găsit totuși între cele două pericope de astăzi o legătură, și anume cum ne comportăm în casa noastră. Cum s-a comportat în casa lui sutașul? Când l-a întâlnit pe Dumnezeu, a simțit că nu mai e nevoie să-L obosească pe Dumnezeu, să-L aducă în casa lui și să-I spună, să-L roage, spune numai cu cuvântul. Și de parcă Dumnezeu n-ar fi știut, i-a spus de ce a cerut lucrul acesta și sunt justificat. Pentru că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine soldații, le spun acestuia du-te și se duce, celălalt vino și vine și slujitorului meu fă acestea și face. Iată ce înseamnă a te identifica cu adevăratul sens al locului tău. Un sutaș, să știți că avea posibilitatea să-și schimbe slujitorul mai lesne decât a-l aștepta să se vindece. Avea posibilitatea să aibă în locul unui slujitor încă 50, care să se bolnăvească pe rând, care să facă orice, eventual să mai ia și cu jumătate normă pentru al treilea job pe altcineva. Erau atâtea lucruri pe care astăzi le fac și patronii, sub care suntem mulți. Nu s-a schimbat nimic sub soare. Dar aș vrea să nu se schimbe nici atitudinea noastră, așa cum trebuie să fim niște următori și mărturisitori ai sutașului din Evanghelie. Și anume a spus, vindecă-mi slujitorul meu și zi numai cu cuvântul. Iată cum se folosește așadar casa. Casa se folosește în primul rând cu o mare grijă pentru intimitate. Anume, nu poți să lași acolo puzderie de oameni ca să-ți facă prin grădină sau prin casă treburile pe care tu nu poți să le faci din binecuvântate pricini. Nu trebuie ca la prima greșeală sau la prima boală a slujitorului tău, acelui care nu neapărat este angajat, care vine să te ajute imediat să-l înlocuiești cu altcineva. Pentru că așa se diluează intimitatea unei case. Așa de altminte se diluează și intimitatea unui loc de muncă. Pentru că și la locul de muncă trebuie să fim foarte atenți cu oamenii și înainte de a face lucrurile așa zis ușoare, trebuie să reparăm întâi ceea ce probabil că este o lecție. Cineva care are un angajat și îl simte că nu mai dă randament sau s-a îmbolnăvit, este apatic, are ceva probleme, trebuie în primul rând să stea de vorbă cu el. Să vadă dacă nu cumva greșeala nu este la acel angajat, ci este chiar la angajator. Și va descoperi că nu-i ajunge una, că nu-i ajunge alta. Și aici sunt două atitudini ale patronului sau ale angajatorului. Ori spune, da, da, povestește asta altora. Eu o să-mi angajez, că ia uite cât stau la coadă la mine la ușă. Și angajează pe altul pe care nu-l cunoaște, care probabil că arată bine la CV, are vreo 12 facultăți terminate, știe că are și permis auto, știe că e scris la vreo 2 masterate, zice, ăsta-i de mine. Și când îl pune să facă ceva practic, zice, păi stați așa, că eu știu să învăț. Mi-aduc aminte de cineva care și-a rugat pe cel care căra niște stupi de colo-colo, să pună și el mâna pe toarta, ailaltă. Zice,
Nu pot. Mie mi s-a dat mâna pe stilou. Adică, pardon, eu cu mâna dreaptă nu pot să car un stup de colo-colo. Ei, și atunci revenind la patronul nostru, vă imaginați, își bagă cu pureci în cojoc, așa zice românul. Își bagă cu pureci în cojoc. În loc să-l vindice pe ăla, să spună, mă nene, poate îți vrei mai mult, poate facem la un program mai într-un fel. Asta este atitudinea pe care trebuie să o avem, pentru că de asta am găsit acest punct comun pentru astăzi. Dar punctul comun merge mai departe. Cum îl chemăm pe Dumnezeu în casa noastră? Dumnezeu în casa noastră este tot timpul. Noi trebuie să avem o singură grijă, să nu-L dăm afară. Grija noastră nu este să-L chemăm pe Dumnezeu, că vine El. Grija noastră este să nu îl dăm afară. Prin atitudinea noastră, prin faptul că știm noi mai bine, vă imaginați acum în casa Domnului. Știți că se așează invers lucrurile. Zaharia s-a dus în casa Domnului, în altar, da? Și acolo, în altar, când i-a zis îngerul ce se va întâmpla cu cererea lui de atâta amar de vreme, el ce a făcut? Așa, ca să traducem ce s-a întâmplat, după părerea mea, a zis, Doamne, știi ce? Lasă, că la câte rugăciuni am făcut până acum puteai să o rezolvi. Adică, dacă tot mă amăgești, zi-mi, dă-mi un semn. Nu facem și noi așa? Vai de mine! Dacă ați ști în cămăruța de duhovnicie câți nu vor să se împărtășească, vai de mine, dar nu sunt vrednic, părinte, dar pentru vrednicie, tată, cine se împărtășește pentru vrednicie? Pentru ajutor? A, nu, lasă, părinte, că știu eu mai bine, nu trebuie să fiu pregătit, nu acum. Păi atunci, mă, nene, vezi-ți de drum, ce cauți la mine? Ce cauți la mine? Eram la începuturile preoției mele, adică, să zicem așa, și carierei mele care se numește preoție, că nici părinții mei n-au fost chiar așa lesne de făcut să accepte că băiatul se va duce în niște școli pe care nu le recunoștea atunci statul. Și cariera mea s-a numit de la început preoție. E adevărat că unchiul meu fusese înaintea mea în cariera asta și puteam să spun că am avut un Ioan în neam. Nu eram așa străin de neamul acesta. Și în momentul în care am început aici, bineînțeles că îmi plăcea pentru mine să vorbesc așa în termeni tehnici, targetul meu era să ne împărtășim cât mai mulți și să fim cu Hristos cât mai mulți. Și încercam, stăteam la spovedit, în vremea aceea spovedeam în varianta părintelui Arsenie, că eram mai tânăr. Adică rămâneam noaptea foarte mult și veneam mai târziu, acum e invers. Și am avut foarte mulți enoriași care m-au învățat foarte multe lucruri. Adică, să știți că cerbicia nu se învață de la un om care zice ca tine, nu, de la un om care zice numai ca el. Și m-am obișnuit să fiu ca mine. Vă mai aduc aminte de cel care, după 30 de ani de misiune într-o comunitate, a venit cineva la el și a zis, părinte, nu te supăra pe noi, dar acum, după 30 de ani, permite și noi și... Acum vă supărați, nu vă supărați, a trecut atâta vreme, ne-am obișnuit unii cu alții. Nu vi se pare că toată ziua, bună ziua, ne tot învăța să fim buni, să nu furăm, să... Și ați văzut că noi nu prea am făcut chiar ce ai zis, matale. Vezi că nu ne poți schimba. A, zice, dar eu de mult nu mai vreau lucrul ăsta. Eu aici, în mijlocul dumneavoastră, mă aflu ca să nu mă schimb eu. Nu ca să vă schimb pe voi. Și atunci aveam foarte mulți enoriași care îmi spuneau franc, și ce părinte, eu mă spovedesc la părintele Cleopa, nu poți să-mi zici mata când să mă împărtășesc și când nu. Și atunci am zis, păi atunci duceți-vă la părintele Cleopa, păi e cam departe, nici o problemă, o duceți odată pe an. Păi mă duc de 2-3 ori pe an, dar acum am venit și la mata. Păi ce ai venit? Ai venit așa numai ca să îmi aduci la cunoștință că nu-s ca părintele Cleopa? Păi știam și eu, tată. Nu mă ridic și să-i leg cureaua încălțăminte. Ce Dumnezeului! Dar am învățat că încet, încet am început și eu să fiu pentru alții părintele Cleopa. Acum fără să credeți că îmi ridic cine știe ce pedestal. Dar încet, încet, fără să îi bruschez pe oameni, fără să le spun că nu e bine ca ei, le-am spus că am răbdare, că aștept. Dar întotdeauna am avut în minte episodul care s-a întâmplat astăzi în templu.
când Zaharia, un rugător, cum nu putem să fim niciunul dintre noi, un slujitor adevărat, un om nu de carieră, de esență de slujire, îl ia pe înger la întrebări să spună: bine, dă-mi și niște dovezi ca să cred în ceea ce spui tu. Asta trebuie să ne ușureze puțin, dar în același timp va ruga să înțelegem și altceva. Ascultarea pe care trebuie să o facem este cheia cu care se deschide ușa către împlinirile pe care le-am cerut în apropierea duhovnicului. Știu că sunt expus la multe judecăți. Știu că multora li se pare că împărtășesc prea des sau aș face o spovedanie superficială. Nu vreau să mă cert cu nimeni. Știu cu fiecare în parte ceea ce am zidit. Oamenii nu se compară unul cu altul și nici măcar cu ei înșiși. Același om care vine mie la spovedit în dimineața aceasta nu mai este același care a venit acum 3 săptămâni sau 1 an sau 5 luni. Pentru că omul este într-un moment dat. Zaharia avea o vârstă, Elisabeta avea și ea o vârstă și ei au crezut că nu se mai poate. Și Dumnezeu le-a arătat că se poate? Câți dintre fiii mei duhovnicești, la început când m-au văzut, cu câtă siguranță le spun anumite lucruri că se vor întâmpla, dar nu așa ca mama Omida, du-te bă acasă și vezi, bea de-aia, fă de-aia altă. Nu! Nu! Le-am spus, haide să fim sinceri cu ceea ce vrem noi să facem. Și atunci, după ani și ani, și pe alții o să-i aștept ani și ani în continuare, să-și dea seama, nu că am avut eu dreptate, ci să-și dea seama că în sinceritatea unei rugăciuni este și răspunsul pe care îl dau. Să nu credeți că eu aș vrea să audă, să spun numai ceea ce bănuiesc eu că ar vrea omul să spună. Nu! Am avut situații în care, după ce am vorbit cu un copil, cu părintele n-am mai stat de vorbă. Și am spus, până nu te vindeci, nu stau de vorbă cu tine. Pentru că această situație de a nu respecta copilul, pe mine, pe românește, mă scoate din obici. Nu mai suport și, fără să mă supăr cu nimeni, îl rog frumos să încercăm împreună să schimbăm atitudinea. Dacă îți spune ceva copilul, trebuie să-ți dai seama că dacă nu te cobori la logica lui și dacă nu găsiți puncte comune, n-ați făcut nimic. Cunosc foarte mulți care își încep studenția pe la 40-50 de ani. De ce? Pentru că acum sunt și ei liberi în sfârșit să facă ceea ce au vrut. Și nu mai au pe părinții în spate care să le spună ce să facă, pe unde să o ia, iau la stânga, la dreapta. Nu, nu îi zice Ioan că nu l-a chemat Ioan pe taicătul și pe bunicătul. Dacă vom fi atenți, iubiți credincioși, la casa noastră, pentru că asta este tema de astăzi, vom afla încă și alte lucruri minunate. În casa noastră este Dumnezeu înainte de a-L chema noi. În casa noastră este tot ceea ce trebuie să avem. Numai că noi nu ne dăm seama că avem tot ce ne trebuie. Imaginați-vă că la un moment dat, când se schimbă de la un sezon la altul, în loc să te duci și foarte, foarte repede în dulapuri să cauți cam ce îți trebuie pentru sezonul estival, să zicem așa, te duci direct la metro sau un alt magazin și ai venit cu 3 perechi de papuci, că nici la anul nu o să-i găsești și trebuie să ai și pentru cutare și pentru cutare. Și când vii acasă, din greșeală, crezi tu, dintr-un reflex pe care mintea ți-l pregătește, deschizi exact sertarul în care ai deschis și cu un sezon înainte și vezi că mai ai încă 3 perechi de papuci. Astea sunt și dorințele noastre. Am lansat către Dumnezeu, l-am bombardat toată viața cu o anumită rugăciune. Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne, dăm. Așa a făcut Zaharia și cu Elisabeta. Și nu vreau să-mi ia nimeni în nume de rău. Așa au făcut. Și în momentul în care le-a dat Dumnezeu, au zis, păi suntem cam bătrâni.
Păi, dar l-ai cerut tu. A, păi acum. Acum. Noi când lansăm o rugăciune, trebuie să fim atenți că timpul nu este după ceas sau după calendar. Este după ceea ce de Dumnezeu omului să ducă. Chiar odată aveam o mare nebunie în cap să mă uit prin agendă și să văd ce mai am de făcut în lunile următoare. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că dacă Tu ai rânduit să le promite unor oameni că ajung la ei în data de și în data de, înseamnă că mă ții și pe mine până atunci. Și pentru mine, ori de câte ori văd o agendă plină pe care urmează să o pun în aplicare, este o siguranță pe care mi-o iau eu de la Dumnezeu și cap o binecuvântare că Dumnezeu îmi dă să nu fiu mincinos. Pentru că eu atunci când am scris respectivele adrese, n-am mințit că n-o să ajung. Și încă mai sunt în această siguranță și această siguranță mi-aduce aminte de Părintele Arsenie care le spunea maicilor că după 85 de ani au început niște internări pe acolo, pe acolo. Măi, maciu, ca să nu mai fim așa în necunoștință de cauză. Eu o să ating 100. Gata. Și le-a dat maicilor 15 ani de, să-și vadă de ale lor. Când era vorba bolnavă, nu intrați în panică, eu ating 100. Mă, mai avea o leacă, nu e problemă. Deci era în target, să știți. Și atunci, dacă avem această mare, mare credință că ceea ce am cerut lui Dumnezeu, Dumnezeu a auzit și dacă nu ne-a dat, înseamnă că nu suntem pregătiți să primim lucrul acela, când va veni momentul în care să primim, trebuie să fim pregătiți. Așadar, aș vrea ca în această frumoasă zi a ei să traduc puțin din ceea ce se spune negativ și mie îmi pare rău și vă spun numai pozitiv ca o încheiere și concluzie la predica de astăzi. Să ne purtăm cum ne e vorba și să vorbim cum ne este portul. Așa să ne ajute Dumnezeu.